Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. După cum vedeți, nu suntem în studio de această dată. Suntem la Preșmer, la Festivalul Clătitelor. Rămâneți cu noi pentru că în următoarele 25 de minute veți vedea lucruri foarte interesante, poate de la cea mai mare manifestare din Transilvania acum la sfârșitul iernii. Vorbim de un festival care are o semnificație aparte. Este vorba de izbânda primăverii în fața iernii. În spatele meu tocmai pleacă parada clătitelor. Oamenii sunt mascați tocmai pentru a alunga duhurile rele. Rămâneți cu noi 25 de minute și nu veți regreta. Doamnelor și domnilor, iată, în plină desfășurare a fashing-ului de la Preșmer, a Festivalului Clătitelor. Artizanul acestei manifestări, să-i spunem, este primarul Preșmerului, pe care îl salut. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, vă salut și eu! Spuneți întotdeauna artizanul acestei manifestări primarul. De data asta aș vrea, vă rog din suflet să spuneți că artizanul acestei manifestări extraordinare este însuși comunitatea din Preșmer, oamenii din Preșmer, cu doamnele din Preșmer, cu tinerii din Preșmer, cu vârstnicii din Preșmer, cu întreaga comunitate. Așa este, sunteți modest, însă această sărbătoare are nenumărate ediții, totuși ați reînviat o tradiție. Este o tradiție veche, o tradiție a sașilor, poate le spunem și brașovenilor, ce înseamnă de fapt fashing-ul, ce înseamnă Festivalul Clătitelor. Am spus-o întotdeauna că această festivitate am reînviat-o dintr-un respect desăvârșit pe care îl purtăm etnicilor germani cu care noi am conviețuit aici preț de sute de ani. Exact în această perioadă de timp se făceau încorporări în armată și înainte de încorporări trebuia să se petreacă, era un carnaval. Sașii trebuia să-și ia adio de la sâsoaicele lor și de la întreaga comunitate și făceau așa o gălăgie monstruoasă, un bâlci, spun unii, dar trebuie să punem ghilimele de rigoare la bâlci, pentru că este un bâlci organizat, un bâlci frumos. Și seara se termina cu o festivitate, cu un bal extraordinar. Pe de altă parte, vedeți dumneavoastră, ieri era frig aici, înghețam. Astăzi s-au speriat și toate aceste lucruri rele au plecat din zona noastră și s-a instalat primăvara. Deci, practic, se alungă iarna, se instalează primăvara. Se alungă iarna, se instalează primăvara. Vedeți? Efectele acestui bâlci bine organizat, da, acestei manifestări extraordinare. Dincolo de aceste semnificații aparte, acest festival are, cum să spun, un câștig, atât pentru dumneavoastră ca și comunitate, dar și pentru vizitatori și pentru producători. Văd aici, cred că peste 100 de producători locali sau din localitățile sunt învecinate. Sunt chiar 300. Sunt chiar 100 și 60 din Preșmer și sunt și din jurul Preșmer și nu numai. Noi vrem să promovăm produsele adevărate, produsele locale. Este o normalitate. De asemenea, gospodarii din Preșmer trebuie să știe întreaga lume care vine aici că au ce oferi și că produsele care se fac la Preșmer sunt de-a dreptul extraordinare și merită să gustați din ele. Doamnelor și domnilor, caravana de la Preșmer, caravana de la Fashing, este în plină desfășurare. L-am găsit la datorie pe domnul viceprimar al comunei, pe care îl salut. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua tuturor! Vreau să salut toți turiștii care au venit în localitatea noastră să participe la această minunată sărbătoare, Fashing 2017. Văd că Fashing-ul a avut succes. Primăvara, cum să spun, a izbândit în fața iernii. Deja, iată, ieri ningea, cum s-a făcut un
un pic de paradă, cum a răsărit soarele. Așa este. Chiar dacă ieri a fost foarte frig, a plouat, a nins, au fost toate anotimpurile, astăzi a răsărit soarele și pe strada noastră, bineînțeles. Dumnezeu și-a întors fața către noi, Dumnezeu ne susține în acest eveniment. Ieșind soarele, turiștii vin și participă în număr cât mai mare, zăbovesc mai mult aici în mijlocul evenimentului, parada, caravana, care acum circulă pe străzile din localitatea noastră, organizată și susținută de tineri, poate fi admirată cu drag pentru că soarele ne mângâie cu razele sale foarte plăcute. Ați vorbit de turiști, atât turiștii cât și localnicii, iată, găsesc pentru prima dată sute de producători locali. Deci la Prejmer se mănâncă sănătos? Sigur că da, chiar la Prejmer se mănâncă sănătos. Anul acesta avem o implicare mult mai mare în rândul comercianților, avem undeva la 140 de comercianți. Practic mai mult decât dublu față de anul trecut. Dacă anul trecut am avut un flux de turiști undeva la 15.000, acum sigur vor fi undeva la 20.000. Dacă anul trecut timpii de așteptare pentru a putea să cumperi produse tradiționale, marca Prejmer sau clătite marca Prejmer, unde gospodinele s-au implicat foarte, foarte mult și au pus în practică rețete cu o infinitate de varietăți și de abordare. În acest an, cum am spus, timpii de servire scad foarte mult, în așa fel încât oamenii să nu se plictisească și să plece dezamăgiți din localitatea noastră. Toți turiștii care au fost anul trecut, ne-am dorit să revină și acest an, și toți turiștii care vin în acest an ne dorim să revină și la anul și provoc ceilalți turiști, alți turiști din țară și din străinătate să vină și să aibă experiența ospitalității, o experiență culinară în localitatea noastră și o experiență de participa la festivalul, la sărbătoarea clătitelor anul acesta și la anul. Prefect, iată, fashing-ul alungat, iar n-a venit primăvara aici la Prejmer. A venit primăvara și aici, în Prejmer, și sufletele noastre, un eveniment care de la an la an capătă o învergură tot mai mare. Ne bucurăm aici, adulți, copii, atmosferă frumoasă, clătite foarte bune, muzică de calitate și sperăm ca și la anul și în anii care vor urma acest eveniment să capete dimensiuni din ce în ce mai mari, pentru că prejmerenii merită acest lucru. Așa este, și dacă vorbim de turism în Brașov, Brașovul vrem primul județ turistic al țării, poate cine știe și cu infrastructura să ne ajute Dumnezeu, cu un aeroport. Trebuie, merităm și vom face toate demersurile necesare, toate autoritățile, să ne dăm mâna, pentru că e un deziderat comun al tuturor. Văd că aveți aici gemuri de toate felurile. Da, despre ce este vorba? Făcute de mine, cu fructe numai din grădină. Și avem așa, gem de pepene roșu, de gogonele, de dulceață de vișine, dulceață de zarzăre roșii, dulceață de zarzăre galbene, dulceață de zmeură, dulceață de căpșuni, de răbarbură, avem gem de ardei iute, gem de pere, de gogonele, v-am zis. Și care se caută cel mai mult, ca să zic așa?
toate se caută, pentru că sunt făcute cu multă dragoste. Cam ce avem în gospodărie, așa, de porc, de oaie, din toate, slănină, cârnați, mușchiuleți afumat, ciolan afumat, caș afumat. Sunt produse în casă? Sunt produse acasă la noi, în majoritatea. Și la abator unele din ele. E pastrama, o ducem la abator și e prefiartă, făcută bine. Și e lumea interesată de astfel de produse? Da, este. Sunt sănătoase și le plac din ce în ce mai mult. Încă ne bucurăm că se întoarce lumea de unde a plecat, să mănânce sănătos. Caș de vacă, caș de oaie, caș caval, telemia proaspătă, carne prăjită în untură, jumeri, salam, cârnați, slănină, brânză de burduf. Sunt produse acasă? Făcute acasă de noi în gospodărie, naturale. Văd că preparați acolo ceva special. De ceapă pentru pâinea asta cu untură românească, săsească, de la ei am luat-o. Și e lumea interesată de așa ceva? E, că până acum mi-a mers cel mai bine cu asta. Altceva merge mai greu, că se dă lumea mai mult la ce face așa, în, pe loc, văd că clătitele care le fac pe... Dar merg și astea. Doamnelor și domnilor, suntem la Festivalul Clătitelor. Nu toată lumea se pricepe la gătit. De aceea, haideți să vă dau o sugestie. Cum se fac clătitele? În cele ce urmează, am întrebat un localnic foarte obișnuit cu prepararea clătitelor, cum se fac aceste delicatese. Haideți să vedem. Acum pregătim aluatul de clătite, da? Da, și ce puneți în el? Ouă. Wow! Aproximativ 2 linguri, dar nu avem linguri aici, deocamdată. Aproximativ 2 linguri de... Se bat bine. Un pic de lapte. Clătitele în mod normal se fac foarte, foarte simplu. Este un ingredient simplu, este un ingredient la îndemâna oricui. Experiența vine cu vremea. Făină. Da, eu deja am experiență. Este foarte greu să... faci clătite așa. Clătitele în mod normal nu se fac așa, dar aproximativ la un kilogram de făină, 4 ouă și lapte și eventual un pic de apă minerală. Avem coș de portocale cu zahăr pe care le pregătim din timp. Vine luat foarte puțin din portocală, doar un pic din coaja de deasupra. Asta pentru gust. Asta pentru gust, da, da. Bine, le poți aromatiza cu orice, dar noi, în general, cu asta le aromatizăm. Aici avem un pic de rom. Da, deci la un kilogram de făină, cam 4 linguri de zahăr, 4 ouă și pe urmă, mă rog, fiecare, poate să fie vanilie, poate să fie coajă de portocală, poate să fie rom, poate să fie orice sau poate să nu fie nimic. Acum vine lapte. În momentul în care adaugi ulei în aluatul de clătite direct,
nu vei avea nevoie de ulei pus cu lingurița în tigaie, să tot ungi tigaia. Sunt clătitele? Foarte gustoase. Cum mi se pare festivalul? E mai bine organizat ca anul trecut. Ați fost în fiecare an? Da, sunt de aici, din Prejmer. Și e bine, mai bine organizat. Clătite ca la Prejmer, nu? Ce părere aveți despre această tradiție, despre acest festival? Nu știu, e prima oară când vin. Și cum mi se pare? Așa mi se pare frumos, așa, ca organizare, ca activitate. Bună! Ce părere aveți despre acest festival, că încă se mai păstrează tradițiile? Foarte frumos, mi-a plăcut foarte bine. Doamnelor și domnilor, festivalul clătitelor de la Prejmer. Iată, am găsit și vecini, vecini cu inimă mare, cu inimă largă, au venit la susținere. Vorbesc de Vama Buzăului, domnul primar este aici lângă mine. Bine v-am găsit, domnule primar. Bună ziua, bine ați venit, ca să spun așa, deși suntem la Prejmer, nu la Vama Buzăului, dar suntem în grupul de acțiune local, în area Galului, Vama Buzăului, Teliu, Prejmer, Terlungeni. Și iată, nu, aceste evenimente până la urmă trebuie să se regăsească de genul acesta în fiecare localitate pe un calendar bine definit, astfel încât fiecare comună, fiecare localitate să se identifice cu un astfel de eveniment care este foarte binevenit de la turiști, nu, vizitatorii care vin în localitățile noastre, până la localnici care, uite, în felul acesta pot pune în valoare produsele tradiționale, așa cum aici în mare vogă sunt clătitele astăzi. Așa este. Dacă vorbeați dumneavoastră de turiști, până la urmă turismul înseamnă o gură de oxigen pentru ceea ce înseamnă economia județului Brașov. Toată lumea își propune, chiar și la nivelul administrației publice locale, de la nivelul județean, ca Brașovul să fie întâiul județ turistic al țării. Uite, acest festival al clătitelor a avut succes, a venit primăvara la Prejmer, dar în spate văd și asociația Transumanța Vama Buzăului, vedem Zimbri. Cum stă din punct de vedere turistic la Vama Buzăului? Suntem la început de drum, dar, mă rog, ca să spun așa, sper eu deja sfârșitul începutului. De ce? Pentru că turistul vine în Vama Buzăului, vine într-un număr destul de mare. În primul rând, sigur, avem acest obiectiv, rezervația de Zimbri de la Vama Buzăului. Uite, un exemplar, mă rog, împăiat de data aceasta, l-am adus și aici la Prejmer. Așadar, lucrurile încep să se dezmorțească și la noi din punct de vedere turistic și sigur, turismul, la fel cum spuneam și mai devreme, trebuie văzut nu doar strict pe fiecare localitate în parte, ci la nivel de zonă, chiar la nivel de județ, chiar la nivel de țară, trebuie de asemenea armonizat, astfel încât să reușim să aducem cât mai mult turiști și până la urmă localnicii să trăiască din această activitate numită turism. Și-mi lipsești.
domnule președinte, iată această caravană de la Fashing-ul de aici, de la Preșmer, acest festival al clătitelor, a avut succes. Iarna a fost alungată, a venit primăvara. Da, am văzut ce se întâmpla ieri când era o vreme foarte urâtă. Astăzi deja, cu adevărat se spune că acest Fashing a speriat duhurile rele și iarna, și iată că a apărut soarele, a apărut ziua frumoasă, o zi care este foarte bine pusă în valoare de comunitatea locală prin acest eveniment deosebit. De la an la an vedem că acest eveniment pune în valoare lucrurile frumoase pe care le are Preșmerul, pe lângă monumentele istorice, pe lângă oamenii gospodari. Întreaga comunitate este într-o sărbătoare astăzi. Brașovul, întâiul județ turistic al țării, știu că este un deziderat al dumneavoastră. Astfel de manifestări se mai fac pe teritoriul Brașovului. Nu știu dacă sunt de ajuns fără celelalte mari realizări. Aici vorbim, dacă dați voie, și de aeroport. Cum stăm? Stăm foarte bine, lucrăm anul acesta, sperăm să fie un an în care vom intra în forță în acest proiect. Am avut anul trecut o perioadă în care a trebuit să reglementăm din punct de vedere juridic situația, dar Brașovul va trebui să obțină acest drept de a fi pe harta României ca și operator pe partea aeronautică, iar lucrurile acestea, toate aceste evenimente pe care noi le avem în Brașov, sper să ducă ca, pe lângă infrastructură, Brașovul să devină cea mai importantă destinație turistică, fiindcă nu trebuie uitat faptul că la noi, la munte, se poate ajunge în toată perioada anului, atât în perioada de iarnă, cât și în perioada de vară. Vedem ce blocaj avem pe drumul de Comarnic sau pe drumurile din județ în perioada de weekend, deci este obligația noastră de a crea o infrastructură adecvată pentru a putea să ne mișcăm cât se poate de ușor. Cum vedeți, doamnelor și domnilor, Fashing-ul a avut succes. Iarna s-a speriat, a venit primăvara la Preșmer. Am aflat și cum să facem clătite, în caz că nu suntem prea pricepuți în bucătărie. Ce să vă spun, de aici, de la Festivalul Clătitelor, vă dăm întâlnire la celelalte manifestări care vor veni la Preșmer. Vorbesc de manifestări culturale, manifestări care vor atrage, evident, turiști. Eu, Florin Pop, colegul meu, Zoltan Rapo, vă dăm întâlnire pe data viitoare. Toate cele bune! Ta zi vă stare, o veriș cu stizare, mi trebuie ușor.